Zinaida Evgenieva Serebriakova s-a născut în data de 10 decembrie 1884 în apropierea orașului Harkov, în familia Benoit, una dintre cele mai rafinate și ilustre familii ale Rusiei imperiale. Bunicul ei, Nicola Benoit, a fost arhitect, președinte al Societății Arhitecților și membru al Academiei de Științe. Unchiul ei, Alexandre Benoit, a fost pictor și fondator al grupului artistic Lumea Artei, Mir Iskutsva. Tatăl ei, Evgeni Nicolaevici Lansray, a fost un sculptor renumit. În 1900, Zinaida a absolvit școala de fete și a continuat studiile la școala de arte fondată de prințesa M. K. Tenișeva. Aici a avut oportunitatea de a studia cu celebrul artist Ilia Repin. Între anii 1902 și 1903 a călătorit și a studiat în Italia, iar mai apoi s-a înscris la Academia de la Grand Chaumier din Paris. În 1905 s-a căsătorit cu vărul său primar, Boris Serebriakov, care era fiul surorii tatălui său. Artista s-a alăturat grupării artistice clasice Mir Iskutsva în 1911, dar în anii următori s-a concentrat pe crearea unei serii de picturi cu tematică rurală din Rusia. În toamna lui 1917, la începutul Revoluției Bolșevice, Zinaida locuia pe moșia familiei. În câteva luni, viața ei s-a schimbat radical. Soțul ei a fost arestat și a murit de tifos într-o închisoare comunistă în 1919. Pământurile familiei, toate bunurile și bijuteriile au fost confiscate. Zinaida a rămas singură, fără niciun venit, având responsabilitatea de a-i crește cei 4 copii pe care îi avea și de a o îngriji pe mama sa bolnavă. Familia a suferit enorm în timpul foametei, iar picturile realizate în această perioadă surprind dramele personale prin care trecea familia sa. Lucrarea Casă din cărți de joc îi reprezintă chiar pe copiii orfani ai pictoriței, spre exemplu. După Revoluția Bolșevică, a refuzat să-și schimbe stilul artistic sau să realizeze portrete ale comisarilor comuniști, în ciuda presiunilor constante. A găsit un loc de muncă la Muzeul Arheologic din Harkov, unde desena în creion exponatele muzeului, reușind să-și întrețină familia cu puținii bani obținuți. În decembrie 1920 s-a mutat în apartamentul bunicului său din Sankt Petersburg. Din cauza noilor reguli impuse de naționalizare, proprietarii erau obligați să împartă casele cu alte persoane, așa că a fost nevoită să locuiască în aceeași gospodărie cu familia unor artiști de la Teatrul de Artă din Moscova. Fiica sa, Tatiana, a fost acceptată la Academia de Balet, iar Serebriakova a primit o comandă care i-a oferit o sursă stabilă de venit pe o perioadă mai îndelungată să realizeze o serie de pasteluri pentru Teatrul Mariinsky. În toamna lui 1924, pictorița a fost invitată să lucreze la Paris, unde primise o comandă pentru o frescă. Spre surprinderea ei, s-a permis să părăsească Uniunea Sovietică. După finalizarea lucrării, Zinaida Serebriakova a dorit să se întoarcă în URSS la familia sa, dar nu a fost primită înapoi. A reușit să-i aducă în Franța în 1926 și 1928 pe cei doi copii mai mici, Alexander și Caterina, dar nu și pe Evgeni și Tatiana, rămânând separată de ei pentru mai multe decenii. În 1947, Zinaida Serebriakova a obținut cetățenia franceză, iar în 1953, după venirea la puterea lui Nikita Hrușov, a reușit să restabilească contactul cu familia sa rămasă în Uniunea Sovietică. În 1960, după 36 de ani de separare, fiicele sale, Tatiana, care lucra ca scenaristă la Teatrul de Artă din Moscova, i-a fost permis să o viziteze la Paris. A urmat o perioadă de dezgheț, iar lucrările artistice ale Zinaidei au fost expuse în Uniunea Sovietică la Moscova, Leningrad și Kiev în anul 1966. Aceste expoziții au fost întâmpinate cu entuziasm de critici care au comparat-o cu mari maestri precum Botticelli și Renoir. Zinaida Serebriakova a trecut în neființă la Paris pe 19 septembrie 1967, la vârsta de 82 de ani, și a fost înmormântată în cimitirul Saint-Geneviève-des-Bois.